Dacă am vorbit despre Florea din Aur, este momentul să vorbim și despre animalele noastre de companie, prietenii noștri, iar în această dimineață, prin intermediul online-ului alături de noi, este medicul veterinar Artem Șefcenco. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Dar cine mai e acolo alături ca să facem cunoștință cu toată lumea? Toată lumea este reprezentată până când de un mutant sfinx, o cheamă Frank. Este cel mai bătrân mutant al meu, că în total avem 3. Frank, bună dimineața! Frank, bună dimineața! El e încă somnoros și foarte cald. Asta e sursă de încălzire pe timp de iarnă. Înțeleg foarte bine. Marea majoritate a viețuitoarelor de pe pământ la această oră încă sunt somnoroase. Da, așa e de dimineață, ne trezim noi pe parcursul zilei. Da, domnule Șefcenco, vreau să vă întreb, în această perioadă, atunci când trecem de la temperaturi scăzute la temperaturi mai ridicate, este nevoie de o altfel de îngrijire la animalele de companie? Păi, bineînțeles, totul depinde de modul de viață un animal. Dacă el trăiește afară, sigur că da, este vorba despre o scădere cantității, spre exemplu, de proteină, puțin modificare a hranei. Dacă animalul trăiește în casă unde temperatura medie pe parcursul anului este aceeași, spre exemplu, nu prea este modificată rațele. Dar apropo, făcând referire la vaccinul pentru câine sau pentru pisică, vreau să fac referire la aceste două tipuri pentru că cei mai mulți probabil au acasă ori un câine, ori o pisică și vreau să facem referire de la început pentru că, din păcate, multă lume încă nu cunoaște când ar trebui să punem primul vaccin, când ar trebui să-l punem pe al doilea, dacă se pune la jumătatea de an sau dacă se pune primăvara sau toamna. Vă rog mult să ne elucidați acest mister. E o întrebare foarte bună, din ce cauză că încercăm să ducem în masă aceste momente foarte importante pentru supraviețuire, pentru viața unui animal. Deci, într-adevăr, primele vaccinări se fac de obicei la vârstă de 6-8 săptămâni, când este un cățel sau este vorba despre un pisicuț micuț. Mai departe se repetă la 3-4 săptămâni. Totul depinde de, încă o dată, noi ne uităm individual, din ce cauză, fiindcă un medic veterinar, uitându-se la starea animalului, da, poate determina dacă putem să amânăm sau putem să facem chiar mai devreme vaccinare. Făcând referire la unele persoane care poate au uitat să pună aceste vaccine, poate animalele deja au crescut și în urma acestui dialog se gândesc, cel mai probabil, să pună vaccin. Este posibil după un an, doi sau trei să pui aceste vaccinuri? Vaccinarea este o metodă de prevenție unei boli, da? Deci niciodată nu este târziu pentru ea, dar ca să spunem că să menține un titlu de anticorpi anume la în sângele la unui animal, bineînțeles că este nevoie de o vaccinare programată, o vaccinare periodică. Da, poate fi făcută și acasă sau este obligatoriu să mergem la medicul veterinar? Vaccinarea este un act care este executat, trebuie să fie în mod normal executat de o persoană autorizată, care pe urmă poate să-și poarte răspundere pentru ceea ce face. Spre exemplu, dacă vine o persoană fără autorizație, fără careva cunoștință și face vaccinarea la un animal clinic bolnav și animalul pe urmă, Doamne ferește, moare, bineînțeles că va fi foarte greu de tras la răspundere această persoană, fiindcă nu are nici ștampilă, nici semnătură, nu poartă niciun fel de răspundere. De aici reiese că și la animăluțe pot fi reacții adverse în urma unor vaccinuri. Reacția adversă poate să fie la absolut orice. Pot fi reacția adversă la un măr pe care îl mâncăm, da? Se numește reacția alergică. De atâta trebuie folosite vaccinurile de o calitate foarte bună, în primul rând, care dau cât mai puține reacțiile adverse și al doilea rând trebuie urmărit animal și al treilea rând trebuie să fie făcute de către un medic specialist. Domnule Șefcenco, în ultima perioadă la nivel mondial avem o campanie, dacă pot să o numesc astfel, pentru egalitatea tuturor viețuitoarelor de pe pământ, lucru care este sigur corect și ar trebui să fie întreprins și mai departe. În Republica Moldova, simțiți acest lucru? Simțiți că ar fi din ce în ce mai multe persoane care să adopte sau să își dorească să fie egalitate la fel și pentru câini și pentru pisici, să aibă mai multe drepturi? Eu cred că aici populația simte mai mult că nu animalele se ridică la nivel de om, dar invers, oamenii scad la... Am înțeles, am înțeles. Cumva viceversa, împotriva curentului. Nu tot timpul e bine să mergi cu turma. Da, într-adevăr, în ultimul timp se adoptă anumite legi în privința la protecția animalelor, dar lucrurile se mișcă foarte încet. Cu toate că oamenii văd că mai mult și mai mult încep să adopte animalele de la aziluri, să primească animalele de pe stradă, da, decât să facă o alegere pentru animalele de rasă. Mă rog, noi nu facem diferențiere între ele, dar vreau să spun că la mine, spre exemplu, și în general la colegii noștri la consultații, vin mai mult și mai multe animale care au fost adoptate.
Aici vreau să vă întreb, pentru că știu că e o diferență între un animal de rasă, o pisică de rasă, drept exemplu, și o pisică care a fost adoptată de pe stradă. Care ar fi diferența de îngrijire și diferența de a merge la medicul veterinar? Care ar fi problemele diferite care ar putea apărea? Diferența cea mai importantă este că de obicei când dacă noi luăm un animal de rasă de la un crescător, spre exemplu, el deja are un oarecare set de vaccinări prin lucrări antiparazitare. Dacă noi luăm un animal de pe stradă, primul lucru care trebuie să facem să ne adresăm la un specialist, la un medic veterinar, care poate să facă un control și să facă deparazitările primare și să dea sfaturi de îngrijire animalului mai departe. Făcând referire, apropo, la de parazitare, e o problemă pentru câini și pentru pisici. Marea majoritate, în mod special a celor care locuiesc la sol, e foarte complicat să lupți cu deparazitarea. Cum am putea face ca această deparazitare să fie mai efectivă? Și aici făcând referire în mod sigur la purici. Da, bineînțeles că acum cu încălzirea timpului, într-adevăr, au apărut și probleme legate de paraziți externi, dacă noi referim la purici, căpuși și mai departe, dar, slavă Domnului, în momentul de față la noi în țară sunt multe preparate de calitate bună care trebuie și pot fi procurate în locurile autorizate. Încă o dată, mă repet, nu undeva la pescunțele, care, dacă urmăm sfaturile unui medic veterinar, da, deci pot fi prevenite. Spre exemplu, dacă noi vorbim despre prelucrările împotriva la purici și căpușe, sunt denumite de diferite preparate. Sunt spotonuri, adică picăturile pe piele, sunt tablete, sunt spray-uri, sunt zgăreți și fiecare are opțiune diferită. Dacă noi urmăm instrucțiunea și periodic facem aceste prelucrări, teoretic noi putem să scăpăm destul de ușor de această problemă. Da, apropo de căpușe, eu am doi câini acasă, fiind la casă la sol, și anul trecut era o problemă destul de mare pentru că apăreau destul de multe căpușe, pentru că nici ei nu stau locului, că până la urmă au și ei cheful să se joace și să alerge, și căpușele au probabil același chef și cumva au găsit limbă comună și au devenit un grup unit. Este nevoie în momentul în care depistăm o căpușă la animalul nostru de companie să mergem la un veterinar sau putem în condiții casnice să scăpăm de acea căpușă? Căpușa trebuie cât mai repede îndepărtată, de preferat să facem chiar noi însuși acasă, dacă este posibilitatea, dacă nu ne scârbă, mă rog, sau ceva de genul acesta. Și pe urmă trebuie să urmărim obligatoriu animalul, fiindcă cel mai mare pericol prezintă nu căpușele propriu zise, dar bolile care sunt transmise de către aceste căpușe la animale, da? Spre exemplu, babezioza, boala Lyme, erlichioza și mai departe. Și anume, aceste boli pot provoca moartea destul de rapidă și bolile cronice a unui animal. Deci noi trebuie să urmărim după ce găsim o căpușă, măcar un 5-7 zile, 10 zile trebuie să fim cu ochi pe animal și, bineînțeles, dacă apar primele semne, cum ar fi inapetență, temperatură ridicată, pasivitate unui animal, da? Deci trebuie de urgență să ne adresăm la un specialist. Vreau să vă mai întreb încă un lucru, pentru că vine perioada caldă foarte curând. Foarte curând vor avea și animalele posibilitatea să alerge din ce în ce mai mult pe afară. Cât de important este să facem, cum ar trebui să facă și omul, de fapt, controle periodice și animalelor noastre? În mod normal, cu schimbarea în timpului, bineînțeles că ar fi bine să ne adresăm la un specialist, că el să dea sfaturi iarăși individuale, fiindcă dacă noi vorbim despre un animal cu blană lungă, bineînțeles, câteodată trebuie tuns animalul, da? Deci părul trebuie să fie îngrijit. Dacă noi vorbim despre animalele fără blană, cum ar fi motanii sfinx, spre exemplu, prezența lor la soare poate provoca într-adevăr arsurile fix ca și la oameni, da? Deci noi trebuie să aplicăm anumite creme de protecție solară. Domnule Șefcenco, vă mulțumesc mult că în această dimineață ați acceptat să fiți alături de noi. Eu vă mulțumesc mult. Sper că am putut să ajutăm și pe cei de acasă cu mai multe informații. Este important să avem... Da, vă rog, spuneți. Da, zic că foarte bine că ați pus aceste întrebări, că sunt foarte importante, mai ales acum. Eu vă aștept cu mare drag și aici în studio când va fi posibil pentru a detalia și mai mult aceste probleme cu care ne confruntăm până la urmă. Trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră în această perioadă complicată, dar și de sănătatea prietenilor noștri. Vă mulțumesc mult încă o dată.